Pentru a ne bucura de snowboarding la început, mai ales că stăm foarte mult prin zăpadă, trebuie să avem o pereche de mănuși foarte confortabile și foarte bune, care să nu se ude. Ca și modele, mănușile sunt pentru diverse tipuri și diverse persoane. De exemplu, avem mănușile cele mai subțiri, care sunt niște mănuși de parc, care sunt folosite în special primăvara. Membrana lor nu este foarte rezistentă la apă, unele chiar nu au membrană, însă țin foarte cald. Al doilea tip de mănuș este un mănuș tot cu degete, un pic mai gros și cu membrană. Și cu unele au chiar un loc de încălzitor, da? Sau aerisire, depinde. Acestea sunt folosite în condiții mai rele de vreme, când e temperatura mai scăzută afară. Da? Nu sunt la fel de confortabile ca acestea, nu sunt la fel de mobile, dar sunt foarte călduroase. Când este foarte frig afară, vă recomand mănușile cu un singur deget, deoarece acestea sunt cele mai călduroase. Sunt moi, confortabile și foarte călduroase. Când vremea este mai nasoală și chiar ninge puternic sau e foarte frig sau e viscol sau bate vântul și chiar vreți să vă dați, vă recomand niște mănuși mult mai tehnice, care au o membrană mult mai bună, de exemplu acestora la membrană Gore-Tex. Aceste mănuși sunt călduroase, sunt rezistente la umezeală, la apă, da? Sunt confortabile și au și mai lungi ca să vină peste geacă și să nu intre zăpadă în mănușă.